Zaibărul de la Băilești și Prazul Oltenilor sunt două branduri care merită propriul lor festival, iar evenimentul nu începe până nu se sfințește vinul. Trimite Sfântul Tău Duh peste vinul acesta și îl binecuvintează pe el în numele Tău cel Sfânt, că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm. După sfințire a început caravana Zaibărului, un car alegoric însoțit de băieți și fete în costume populare, precum și de fanfara populară de la Ciuperceni, a ajuns la gospodăria celor mai vestiți băileșteni în arta pregătirii vinului. Așa. Doamne ajută să ducem mai departe. Ia și mă dați portul ăla, Nicu. Mulțumim. Vreau să nu tulburați. Ușor că e greu, e pământ. Să nu tulburați. Așa cum an de an am făcut și ziua recoltei, astăzi este și ziua recoltei. Zaibărul este cel care dă într-adevăr tonul. Și ce pot să vă spun? A ajuns o valută foarte, așa cum ziceam, Zapelea. Contează extraordinar de mult ceea ce dumnealui a inițiat și noi sperăm să continuăm cât de cât aproape de nivelul pe care dumnealui l-a ridicat. Cei mai buni 14 producători de vin au concurat pentru trofeul Cel mai bun Zaibăr. Misiunea jurului nu a fost deloc una ușoară, în condițiile în care licorile lui Bacchus au fost care mai de care mai parfumate și mai bune la gust. Chiar dacă Zaibărul nu este un vin nobil, are prestigiul său. El este un hibrid, dar este un hibrid care și-a găsit locul și cei priceperi acelor de aici știu să-i dea o valoare mult mai mult decât ar da-o el. Știu să prepare vinul, știu să-l îngrijească, știu să-l prezinte și uite că au făcut o sărbătoare din această prezentare a muncii dumnealor, că e munca de un an de zile, la urma urmei, ceea ce se întâmplă în momentul de față, ce vedem noi în pahare. De altfel, la Băilești, toată lumea se pricepe la Zaibăr, nu doar la cum trebuie să arate vinul, ci și la cum e cel mai bine să-l consumi. E un Zaibăr excepțional, făcut la noi la Băilești, aici. Niciun an ca anul ăsta n-a fost Zaibărul așa de tare și de bun și de gustos. În zona noastră așa ceva e miere de albină. Câte pahare pe zi puteți să beți? 2-3. Maxim, că trebuie să mai și muncim. Dacă voastră aveți vie, face Zaibăr? Da, exact. Cel mai bun este negru. Negru, cel mai bun, pentru că are, cum se numește, domnere. De cât este recomandat să bei ca să nu te doare capul? E foarte bun, are procentul mare de antioxidanți. Da, pentru da. Cât trebuie să bea un om ca să se simte bine? Păi cam două pare jumate pe zi. Normal. Festivalul Zaibărului și al Prazului a ținut 2 zile la rând. Oamenii au petrecut pe cinste pe acorduri de muzică populară. La toți ce cântă ca mine, la 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 la. Băileștenii fură trup și suflet pentru festivalul lor devenit tradiție, că sunt oameni veseli și mereu puși pe glume, dar sunt și suflete mari, așa că gândurile lor se îndreptară tot către Amzapelea, neamărina lor, pentru care nu uitară să aprindă lumânări și cinstiră astfel memoria.